După cum vedeți, am terminat și burcanul de miere, aproape l-am terminat, mai este foarte puțin din el. Cei care încă mai cred că mierea îngrașă, sper că am reușit să vă demonstrez prin ce am făcut, prin cât am slăbit, prin faptul că am mâncat mereu miere în fiecare dimineață câte două lingurițe. Sper că am reușit să vă dați seama că nu îngrașă mierea. Mierea este foarte sănătoasă, are mai puține calorii decât zahărul, decât ciocolata. Și cel mai important lucru la miere este că nu-ți dă pofte, nu-ți creează pofte, nu faci binge eating cu miere. 95% din oameni vă garantez că nu poate să mănânce mai mult de 2-3 lingurițe. Este foarte dulce, după care vorbea foarte multă apă. De aceea este foarte bună mierea pentru slăbit, pentru că pe lângă faptul că e naturală și are o grămadă de beneficii pentru corpul omenesc, 95% din oameni nu vor putea să facă binge eating, nu le vor crește poftele de dulce de la miere. Pe când dacă ai o ciocolată, vă garantez că nu poți să mănânci 2-3 căsuțe. Miere poți să mănânci 2-3 lingurițe, dar ciocolată nu. Până nu termin, deci ciocolata și zahărul în general îți creează o dependență și o poftă extraordinară, nu te mai poți stăpâni. E o diferență majoră între zahăr și miere.